PSD acuză PNL că neînțelegerile din partid afectează guvernarea. Mai mult, purtătorul de cuvânt al socialdemocraților, Lucian Domașcanu, a declarat în emisiunea Puterea Știrilor cu Marinela Angheluș că, de fapt, liberalii i-ar considera dușmani pe partenerii de coaliție. Eu îmi doresc ca această coaliție, care chiar cu toate, cum să spun eu, neîmplinirile puse în media, multe din ele exagerate sau neadevărate, a adus stabilitate, a adus creștere economică, a adus creșteri de venituri, stoparea inflației, deci s-au făcut niște lucruri extrem de importante. Ar fi păcat ca o luptă internă din cadrul PNL-ului, pentru că eu așa o percep, să afecteze, cum să spun eu, un act de guvernare important pentru țară. Dar alegerea dumnealor. Da, și văd că deciziile merg în jos pentru dumnealor pe sondaje. Au un dușman care nu-i dușmanul lor. Au făcut PSD-ul dușman, dar nu e. Noi avem cu totul alt electorat, cu totul alt program. Mă rog, e decizia dumnealor. La rândul său, președintele PNL Nicolae Ciuc a declarat pentru PS News că nu comentează declarațiile lui Romașcanu, care ar încerca să deturneze atenția publicului. Sunt declarații pe care nu aș dori să le comentez. Când cineva vrea să abată atenția de la ce se întâmplă de fapt în altă parte, aruncă mingea în terenul altcuiva. Eu vă spun că în Partidul Național Liberal toate lucrurile merg și se desfășoară așa cum sunt decise la nivelul conducerii partidului.